fost cu părinții noștri, adică vrut să ne formească, să ne ducă, că nu mai putem să stăm aici. Noi și am spus, păi nu se poate, că suntem stabili aici și avem casă, suntem copii, părinții noștri, da. Nu, că să vă duceți și un notar, păi nu sunt de aia care te-au luat acăruții ăștia, sunt oameni muncitori, spunea, știi? Așa a fost timp să fim. N-am fost hoți, n-am fost nimic, am fost oameni muncitori. Și primarul a zis că nu trebuia din comună să ne ducă, că noi suntem oameni stabili, suntem oameni muncitori. Dar nimeni, dacă așa au venit ordine de acolo, zic că unii ordine, e tot ordine. O put, știu că cu polițaiul de pe așa ceva, jandarmi era, cum era atunci, așa se vorbea, jandarmi. Nu, vă duceți, ne-am dat, gata, mă urcă treche, fă-ți băgatul și trebuie să plecați acolo, că așa are ordine. Am stat, bă, 4-5 luni. Mai mult de acolo am venit în coace, nu mai puteam, care cum putea să plece, să împrăștii, pe unii mureau, pe unii... Sunt la Ivești, au mărit mulți sărași, multe femei și cu copii. Chinuiți și acolo, mai este vă două femei și acum. Mai este cu cruscânea. Dar el este. Dar mai bune și altă femeie, iar, care a fost și ea acolo sărăca. Chinuia, poți chinui, când a fost și Dania, așa am fost și noi, tot la fel. Da, eram copii. Noi nu prea judecam, că eram mici, ca copil. Dar părinții sărași plângeau și ne uitam la ei, nu ne trebuia nici mâncare, nici nimica. Să ne vedem înapoi acasă, să stăm pe locul nostru, pe casa noastră. Că nu, cine? Ne-au dus de chinuială pe noi. Cine? Ne-au dus pentru așa ceva? Ne-au dus să bată joi de noi. Nu ne dădea mâncare, vai de capul nostru, ne chinuiau, zicea să ne pui la muncă greu. Nu m-au fost chinuiți tare, doamnă, foarte chinuiți. Nu se mai putea. Am să-l văd, apoi să ne-am întors pe pământul meu. Eram copii, nu știu, judecam așa în felul ăsta. Dar părinții ne spunea pe urmă, bă, dar apoi că am venit acasă, pe pământul nostru să mărim acolo. Spunea că ne face plocuri, ne luteam, ne-am mărgea, ca să fie ceva de joc. Cum au fost și Dani, așa am fost și noi. Și eu fost chinuiți tare, Dani, foarte chinuiți au fost.